Există o tendință la fiecare din noi să ne placă lucruri noi. Ne-am place dacă putem să avem o casă nouă, în care nu a mai stat nimeni. Dacă putem să avem o mașină, să fie o mașină nouă, să aibă mirosul acela de new car. Dacă putem să ne luăm haine noi. Și există tendința aceasta în noi să vrem ceva nou, non-stop. Pentru cei din lume, vezi oameni care sunt milionari, se căsătoresc și la 2-3 ani vor altceva și schimbă soțul, schimbă soția. Știți, diavolul cunoaște slăbiciunea aceasta din noi. Și un politician foarte isteț cu câțiva ani în urmă și-a luat motoul acesta pentru alegerea lui pentru prezidențiale, care a scris atât, change, schimbare. Nu a spus absolut deloc ce fel de schimbare va urma. Știi ce s-a întâmplat? Toți oamenii au devenit excited, bucuroși, change, hai să facem schimbare. Am aflat după alegere, președintele a fost Barack Obama, care era ideea schimbării. Să schimbe valorile țării acestea, iudaico-creștinii. Să le schimbe, a spus, noi nu mai suntem o țară care trăim după aceste valori. Indiferent de cât de mult au contribuit aceste valori la zidirea acestei țări, ceea ce uităm noi de multe ori este că slujim la un Dumnezeu care nu se schimbă. Și oamenii vor să-L schimbe chiar și pe Dumnezeu. Dacă cuvântul lui spune ceva, spune, hey, this is old fashioned, trebuie schimbat. Într-adevăr, slujim la un Dumnezeu creativ. 6 zile a făcut tot ce era pe pământ înainte de potop. Și nu că Dumnezeu nu mai putea continua, că nu avea creativitate în continuare. N-a mai putut să continue pentru că nu mai era loc. A fost umplut pământul de creativitate. Înainte ca Domnul să facă lucruri pentru noi, individual, ca și familie și ca familie Emanuel, ca și biserică, Domnul se uită la noi și întâi vrea ca noi să, fiecare din noi, să onorăm moștenirea pe care am primit-o. Și este vorba despre o moștenire spirituală. Și găsim principiul acesta în Scriptură. Spune Domnul în cuvântul lui, Domnul are o binecuvântare pentru copii. Nu? Și zice, care este condiția? Copii, să cinstiți pe părinții voștri, ca apoi să puteți să primiți o binecuvântare care o am pentru voi. Cinstirea, atunci când noi onorăm moștenirea care am primit-o, este însoțită de o făgăduință, de o promisiune. Și apoi spune, promisiunea, făgăduința aceasta este condiționată dacă copiii își cinstesc părinții. Știți, oamenilor nu le place să cinstească, în general, pe alții. Le place să se ridice monumente în cinstea lor. Nu în cinstea la cei premergători. Oamenilor le place să fie priviți ca și pioneri, vizionari, patriari, fără să dea creditul, să onoreze, să cinstească. Și Apostolul Pavel îi aduce aminte lui Timotei și spune, Timotei, ești un om extraordinar, ești chemat să fie apostol, să fie evanghelist, dar îi aduce aminte de moștenirea lui spirituală și spune, hei, credința aceasta a început de la bunica ta, de la Luis, și apoi a trecut la mama ta Eunice și a ajuns la tine, and you have to honor that. Trebuie să onorezi lucrul acesta. Să știți, lucrul acesta n-a fost lăsat scris pe paginile Scripturii, la întâmplare. Copiii lui Israel trebuiau să recunoască ceva, ei slujeau Dumnezeului adevărat. Dar spunea, noi slujim Dumnezeului Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Trebuia ca să onoreze această moștenire pe care au primit-o. Lucrarea Duhului Sfânt a fost centrală și esențială Bisericii Apostolice de la Ierusalim. Știți că lucrul acesta trebuie să fie onorat în continuare? Dacă ne uităm obiectiv astăzi la mișcările, să nu spun, doar la mișcările evanghelice, știți că majoritatea mișcărilor creștine sunt cesaționiști? Nu mai onorează acea moștenire? Petru a fost condus în casa lui Corneliu cum? Că a crezut el că it's a good idea să mergem, a fost o strategie din... Nu! A avut o vedenie, o răpire sufletească în care Domnul i-a dat instrucțiuni. Hey, this is how you're supposed to go.
Filip nu s-a dus în pustiu, a fost un înger al Domnului, l-a înștiințat. Hei, trebuie să ajungi un famen etiopean și trebuie să-i tălmăcești scripturile. Avram, părintele nostru în credință, a săpat și a lăsat în urmă ca moștenire niște fântâni. Fântâni bune, cu apă proaspătă, dar după plecarea lui s-a întâmplat ceva. Spune cuvântul Domnului că toate fântânile acelea au fost astupate. După plecarea lui, a fost altcineva responsabil pentru acele fântâni. Lucrarea Duhului Sfânt a fost și este centrală în Biserica Pentecostală și este în Biserica lui Dumnezeu. Au fost momente în care, dacă pot să spun, părinții noștri în credință, străbunicii, bunicii noștri, părinții noștri, au săpat fântâni din care a curs o apă foarte bună. Veneau oamenii la biserică și Duhul Sfânt punea degetul pe problemă și spunea: păcatul acesta este în viața ta, aici te afli. Și oamenii aceia, confruntați de apa aceasta, din fântâna aceasta, rămâneau acolo în biserică. Mi-aduc aminte de un frate de la Portland, fratele Bahnean, a trecut să fie la Domnul, era din Vicovul de Sus, din România. Și în satul acela, 70% din sat au venit la credință, au devenit penticostali. Și l-a chemat și pe el într-o seară la rugăciune, pocăiții. Și a zis: hai să mă duc și eu la rugăciune cu oamenii aceștia. A intrat acolo și prezența Domnului era acolo într-un mod deosebit. Și la un anumit moment a simțit că nu mai este pe pământ. Era cu ochii închiși, era frică să deschidă ochii. Și spunea el: am mers cu mâinile încet până au ajuns mâinile sub genunchi și am realizat: opa, eu sunt în aer. Știi ce s-a întâmplat? Din momentul acela a rămas în biserică, el și toată casa lui, copiii lui și familia întreagă a venit la Domnul. A fost un izvor de apă curat și adevărat. Și cred că este și timpul nostru să ne oprim din rutina noastră, din mersul nostru și să ne punem câteva întrebări. 1. De unde venim? Spiritual vorbind. Care este moștenirea noastră? Care sunt fântânile pentru care noi suntem astăzi responsabili? Care sunt în paza noastră, dacă vreți? Noi suntem responsabili pentru ele. Sunt ale noastre, ni le-a dat Domnul nouă. A doua întrebare. Unde suntem? Ce am primit și apoi unde suntem astăzi cu starea la moștenirea care am primit-o? Care este starea fântânilor acestea care le-am primit? 3. Unde mergem? Spiritual vorbind, în ce direcție o luăm noi? Ce lăsăm în urma noastră? Ce fântâni rămân după noi? Suntem responsabili pentru ce am primit, ce avem și ce vom lăsa în urmă. Și în primul rând aș vrea să spun în această dimineață că diavolul vrea să ne fure moștenirea pe care noi am primit-o de la Domnul. Dacă este ceva care vrea să ne fure, diavolul, este moștenirea spirituală. Nu este atât de interesat să ne fure finanțele, casele, averile, business-urile, nu. Moștenirea spirituală. Dacă trebuie, ne face chiar și milionari. În bani, în dolari, numai să ne pierdem moștenirea spirituală. The devil will make that trade any day. Avram, acest om al lui Dumnezeu, a săpat mai multe fântâni ca să adape turmele lui, roabele lui și tot ce avea. Dar s-a întâmplat ceva după moartea lui. Spune că toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, Avram, pe vremea tatălui său, Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Apa aceasta proaspătă este absolut esențială pentru a menține viața familiei, a turmelor, a tot ce avea el. Și adevărul este că părinții noștri în credință au săpat fântâni spirituale pe genunchi. Și cred că este timpul ca noi să fim sinceri.
și să realizăm că unele din aceste fântâni au fost astupate. Unele total, altele parțial, în altele a aruncat vrăjmașul țărână și sunt tulburi. Erau fântâni de dragoste, fraților, în biserica originală, să spun, din România, obviously, că și la Ierusalim. Știți că frații aceia abia așteptau să se adune împreună? Dacă mergeau prin sat și aveau 2 minute to spare, intrau la casa, la un frate de-a lor și primul lucru care îl făceau, opreau tot și se puneau pe genunchi și se rugau, se bucurau, se salutau, se binecuvântau și mergeau mai departe. Nu vi se pare că în locul dragostei aceea a venit diavolul și a aruncat ură? În fântâna aceea de dragoste? Conducerea Duhului Sfânt era atât de normală cum noi suflăm astăzi, we inbreathe air. Așteptau ca Domnul să le vorbească, să le dea vedenii, să fie cuvinte profetice, să aibă vise de la Domnul. Își puneau viața pe acele cuvinte și mergeau înainte. Știți ce a făcut diavolul? A venit și în loc de conducerea aceasta a Duhului Sfânt, a venit cu tot felul de reguli. Și în loc să se focalizeze pentru a avea conducerea Duhului, a devenit tot felul de reguli. Să faci asta, să nu faci asta, să faci asta, să nu faci asta. Legalism. Ca să înfunde această fântână. Oamenii aceștia trăiau într-o frică de Domnul, fraților. O reverență ca să nu-L supere pe Domnul, cu orice preț. Dacă li se părea ceva că nu e ok, Doamne ferește să nu-L întristeze pe Domnul. Dar știți că a venit diavolul cu libertinism din acesta. Orice e ok, orice, Domnul iartă, Domnul e dragoste. Domnul e iartă și Domnul este dragoste, dar unde este frica și reverența de care este vrednic Domnul? Și a venit diavolul și a astupat. Oamenii aceștia se uitau la Scriptură și cuvântul acesta era absolut. Dacă cuvântul acesta spunea ceva, spuneau, da și amin, se închinau. Nu conta, îmi place, nu-mi place, e cuvântul Domnului. Fraților, în ultima vreme, decât în loc valorilor Scripturii, vine valorile din societate și spunem, e ok și așa, se poate și așa. Și știți că într-o atmosferă din aceasta, în fântâna aceasta pură, smerenia era ceva absolut obișnuit și a dat întâietate altuia. A venit diavolul să astupe aceste fântâni cu ambiții personale. Dragostea acoperea absolut totul. Orice greșeală, orice slăbiciune. A venit diavolul și a astupat și fântâna aceasta de dragoste cu neiertare. Și parcă Duhul Domnului mă întreabă pe mine în această dimineață și pe noi toți aici, ce s-a întâmplat cu fântânile pe care noi le-am primit ca moștenire? Fântâni pentru care părinții noștri în credință au plătit un preț. Oamenii aceștia au mers la închisoare pentru fântânile acestea. Au primit bătăi de la jandarmi, de la poliție din România. Au avut pierderi materiale. Unii în închisori au murit, au plătit prețul cu viața lor, au murit ca și martiri. Frați ca fratele Vurbrand și ceilalți care au fost cu el. Și mă întreb, oare n-a venit cumva filistenii în ghilimele? Diavolul cu duhurile lui să astupe multe din aceste fântâni. Aș vrea să vă spun că diavolul vrea să ne fure de aceste fântâni care sunt moștenirea noastră, sunt ale noastre. Vrea să ne fure de această moștenire. Și mă rog, Domnule, ca Domnul să ne dea înțelepciune, ca noi să punem preț și valoare pe aceste fântâni din nou, să curgă apă din nou în mijlocul bisericii Lui. În al doilea rând, este nevoie de o decizie esențială pentru supraviețuire. Versetul 18. Isaac a făcut o decizie. A săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său, Avram. Isaac a realizat că toate binecuvântările pe care le avea, a ajuns acum foarte bogat, spune Scriptura, toate erau în risc să piardă absolut tot, dacă nu mai avea apă proaspătă. Și a făcut o decizie esențială. Și a spus așa, voi săpa din nou fântânile care sunt ale mele, care le-am primit de la tatăl meu.
În loc să meargă și să sape alte fântâni, alte teorii, alte feluri de gândire, whatever's fresh, whatever's new, care ce oriunde bate vântul, nu. Omul acesta s-a dus înapoi și a început cu fântânile astupate. De ce? De ce a început el cu fântânile astupate? Number one, era moștenirea lui, erau ale lui, avea dreptul la ele. În al doilea rând, erau surse sigure. Era apă proaspătă acolo, putea să trăiască sigur de acolo. Nu era experimentul, era sigur. Fraților, omul acesta a pus preț pe aceste fântâni. Vedem lucrul acesta prin faptul că a pus același nume acestor fântâni. A săpat în ele până a dat de apă și apoi le-a dat numele care l-a fost dinainte, date de tatăl său Avram. În alte cuvinte, le-a dat importanța originală. Știți că Domnul ne cheamă din nou. Noi avem o moștenire deosebită, fraților. Știți că dacă noi săpăm din nou la aceste fântâni, ele sunt ale noastre. Avem dreptul să săpăm acolo. Dacă săpăm acolo, vom da de apă, sigur. Este moștenirea noastră. Sunt surse sigure pentru noi, pentru familiile noastre, pentru Biserica Emanuel. Lucrarea Duhului Sfânt este moștenirea noastră, fraților. Mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune, să ne unim cu toți împreună și să spunem: Doamne, noi nu ne lăsăm de Tine până nu câștigăm din nou toată moștenirea care este a noastră. Știm, o Doamne, că este o sursă sigură și noi vrem ca sursa aceasta sigură a Duhului Sfânt să curgă din nou în viața mea, în familia mea, în Biserica Emanuel. Dacă nu facem lucrul acesta, toate binecuvântările care le avem sunt în pericol. Să ne pierdem tot ce avem. În al treilea rând, expansiunea se face doar după ce ți-ai recâștigat moștenirea. Isaac a realizat că tatăl său, Avram, a fost un om proactiv, a mers, a săpat fântâni cu viziune, creștere, expansiune. Și după ce a săpat fântânile tatălui său, apoi s-a dus să sape și el alte fântâni. Știți, chemarea noastră nu este ca să ajungem la nivelul părinților și a bunicilor noștri, nu. Chemarea noastră este să mergem mai departe. Dar nu vom putea să mergem niciodată mai departe până în primul rând nu ne recâștigăm moștenirea. Mi-aduc aminte de biserica părinților mei de la Grănicești. Oamenii aceștia, postul, rugăciunea, mesele de dragoste era ceva absolut obișnuit. Să se roage pentru eliberare, dacă era cineva care era apăsat, nu era niciun question dacă Dumnezeu o să le elibereze. Era vorba, se puneau să postească, să se roage până omul acela sau persoana aceea era eliberată. Nu era vreo întrebare dacă Dumnezeu vindecă. Trăiau vindecări mereu. Știți că biserica nu a fost chemată ca să fie un loc unde noi să ne păstrăm aici pentru venirea Domnului. Nu! Biserica Domnului a fost, menirea bisericii este să fie un incubator pentru creștere, pentru expansion. Spunea un om al lui Dumnezeu ceva care a rămas cu mine. Multe biserici astăzi, știți, au ajuns frigidere. Știți, dacă, spunea un om al lui Dumnezeu, dacă iei o piersică sau o căpșună și o pui pe countertop acasă, pe masă, cât de frumoasă ar fi, în 3-4 zile s-a stricat. Nu-i așa? Dacă iei aceeași piersică sau căpșune și îl pui în frigider, nu se strică așa de repede. Îi ia vreo 2 săptămâni, dar ajunge exact în același loc. Știți, când noi facem tot felul de reguli ca să nu ne stricăm, facem un frigider, unde spunem, noi nu ne stricăm prin anumite reguli. Dar nu e adevărat, ne stricăm mai încet. Chemarea bisericii n-a fost niciodată ca să fie un frigider. Chemarea bisericii a fost să fie un incubator, un foc pentru expansiune. Biserica primară și biserica din România, care avea aceste fântâni, știți ce se întâmpla? Se înmulțeau. Și aceasta este chemarea noastră. Dumnezeu ne-a chemat să fim aici un incubator în Anaheim, pentru expansiune. Sunt oameni care au nevoie de cuvântul Domnului, care au nevoie de mântuire, de vindecare, de eliberare. Aceasta este chemarea noastră. Aceasta este moștenirea noastră. De ce este diavolului frică de un astfel de creștin, de o astfel de familie, de o astfel de biserică?
Spune cuvântul Domnului Marcu, capitolul 16, cu versetul 17. Domnul Iisus spunea: iată semnele, fântâna, care va însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Știți că fântâna aceasta este pentru noi, aceasta este moștenirea noastră. Ne cheamă Domnul să venim înapoi la moștenirea noastră, să resăpăm aceste fântâni. Apoi, în al patrulea rând, Dumnezeu are pregătit un loc larg pentru noi. Spune că pe urmă Isaac s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat și a numit-o Rehobot, căci a zis el: Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. Chemarea bisericii este expansiune, creștere, să ducem cuvântul Domnului până la marginile pământului. Domnul a făcut promisiuni mari pentru Biserica Emanuel. Știți că promisiunile Domnului sunt adevărate? Promisiuni de trezire, ca fii risipitor să vină înapoi, ca Domnul să dea daruri din nou. Dar mai întâi ne cheamă să recâștigăm moștenirea, să resăpăm fântânile înfundate, astupate. Și promisiunea Domnului este că toți cei care vor săpa ca să-și recâștige moștenirea, vor da de apă proaspătă. Versetul 32. În aceeași zi, niște robi al lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și au zis: am dat de apă. Fraților, Domnul ne va da biruință și noi o să dăm de apă. Dacă noi ne unim împreună, eu sunt convins că suntem gata ca să experimentăm o trezire aici la Emanuel. Știu lucrul acesta, îl cred din toată inima mea. Dar trebuie să săpăm. Trebuie să ne unim în rugăciune. Săparea, fraților, este pe genunchi. Săparea este prin iertare, prin dragoste, prin insistență, persistență. Și mă rog Domnului ca să nu treacă pe lângă noi, să lucreze cu noi, cu fiecare din noi. Domnul Iisus a transformat omenirea prin 12 oameni simpli. Diferența era, aveau în inima lor o fântână care dădea apă, care dădea viață. Și spunea Domnul Iisus, Ioan 7:37, dacă însetează cineva, ce să facă? Să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre ce? Despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Știți cum săpăm din nou? Însetând, în primul rând, să ducem dorul la fântânile acestea care sunt ale noastre, să-L credem pe Domnul că, pe cuvânt că ne va da aceste lucruri și apoi urmează să curgă din inima noastră. Mă rog Domnului să facă lucrul acesta pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, pentru Biserica Emanuel. Și vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Să-i mulțumim Domnului pentru moștenirea pe care am primit-o, pentru fântânile care ni le-a dat. Să ne dea insistență, persistență, putere și credință. Să săpăm până vom da de apă. Și să facă Domnul să curgă pe deplin în viața noastră, în familiile noastre și în Biserica Emanuel. Să ne rugăm.